Trupa de teatru Dan Alexandrescu a jucat ieri în premieră piesa Tango Messio pe scena Cercului Militar. Spectatorii au umplut până la refuz sala, iar piesa s-a dovedit a fi pe măsura așteptărilor lor. Foarte onorat. Hei? Hei? Ai înțeles? Ce anume? Uluitor! De unde l-o fi pescuit Marco pe ăsta? Acțiunea piesei se petrece în anii 50, personajul principal Marco, interpretat de Sorin Cobuz, fiind acaparat peste măsură de atenția mai multor femei. Oh! Marco nu mi-a spus că mă invită la un party! Carleto? Da, doamnă? Cine dracu mai sunt și astea? Domnul... Și unde e domnul Marco? Astea? Frumos vă mai exprimați? Stai liniștită, dragă, și lasă-mă să vorbesc cu majordomul meu. Majordomul dumneavoastră? Carleto, vrei să-mi răspunzi? Cine sunt aceste doamne? Soțul meu are o viață dublă. Ei, dacă s-o puteți eu bine, o viață triplă. Dacă îmi permiteți, va dublă? Da. Am senzația că vă bateți joc de mine. De dumneavoastră? Dar nici măcar nu știam că existați. Aici nimeni nu-și bate joc de nimeni. Aici este vorba despre o blestemată de încurcătură din care trebuie să ieșim. Da. Cu un pic de calm. Da? Până la proba contrarie, eu sunt nevasta lui Marco, aceasta este casa mea, aceasta este majordomul meu și deci... Simplu încerc să ieși din încurcătură, draga mea. Totul trebuie mai întâi dovedit. Momentele tensionate, dar pline de umor, caracterizează această piesă, ale cărei personaje colorate îi dau viață și transmit publicului atmosfera acelei epoci. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Bună ziua! Spuneți, vă rog, dumneavoastră cine sunteți? Logodnica? Ați greșit numărul, domnișoară. Da, ăsta e numărul, dar totuși ați greșit. Ați greșit persoana, ați greșit ziua, ați greșit momentul, ați greșit totul. Dacă imaginile prezentate v-au trezit interesul și vreți să vedeți cum se termină totul, sunteți invitați la Cercul Militar lunea viitoare, când actorii din trupa de teatru Dan Alexandrescu vor transpune în scenă piesa Tango Messio.